Președintele interimar al Partidului Mișcarea Populară și-a botezat fica, Pelia Elena, la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, în prezența a 10 de invitați. Cum vă simțiți în această zi specială? Extraordinar. E o emoție profundă, e o zi plină de bucurie. Un nou membru al familiei noastre. La petrecerea de botez organizată la un restaurant cu specific moldovenesc din apropierea capitalei a participat și președintele Traian Băsescu. E născut pe 4 noiembrie, de ziua mea. Să fie sănătoasă și să aibă noroc în viață. I-a adus un cadou, ceva simbolic? Bineînțeles că am adus. Urări pentru fica lui Eugen Tomac au venit și din partea altor invitați speciali. Îi dorim ceea ce îi dorim și fetiței noastre, să fie păzită de tot ce-i rău în lume, să fie sănătoasă, să aibă parte numai de bucurii. I-a dat un cadou celei mici? Da, la biserică i-am dus o icoană cu Sfinții Constantin și Elena, pentru că o cheamă și Elena, și o pereche de cercei. Să le urați noului născut și părinților. Bineînțeles, multă sănătate, iar lui Eugen mult succes în politică și să crească partidul cât mai mare odată cu fica lui.